Bă, că am ești p***a în ele de interioare și fețe de uși. Salutare, bă, băieți, și bine ați revenit la un nou vlog. Unul mult așteptat. Astăzi mergem să luăm interiorul la E60. În sfârșit a venit momentul să schimbăm scaunele, să schimbăm interiorul la mizerabil. Și trebuie să ajungem în Târgoviște. Dacă sunt GPS-ul, dacă e, așa, trebuie să ajungem în Târgoviște, facem cam o oră. O să vedeți imediat cum arată scaunele. Și înainte de toate, hai să începem clipul ăsta, o bubuială aici de like-uri, da? Și un subscribe și să apăsați și pe clopoțelul ăla, că dacă nu, vi se rup interioarele și o să se scorojească. Ce să fac? Hai să mergem la Târgoviște. Haide. Gata, mă, băi, suntem aici pe drum. Mai avem încă 9 minute până ajungem la destinație. Suntem în Lungulețu. Lungulețu. Vezi că ai poliția noastră. Am observat că vreau să fac schema T, dar... Da. Avem în față un ceva și nu ne lasă să trecem. Nu se știe ce este. N-are semnal, n-are nimic, vă dați seama. A, un tractoraș. Upgradat. În față avem un filtru de poliție. Hai că e bine dacă e. Da. Revenim în câteva momente să vedem interiorul. După aia mergem la coastă, îl lăsăm. Iar mâine îl curățăm și poi mâine mergem să luăm mașina. Nu, tot mâine seara mergem să luăm mașina. O am la un băiat să-mi fac instalația de AC, curățare, mi-a recondiționat compresorul, role noi, curea nouă și na, are făcut toată instalația de AC ca să fie totul țip. L-am dat comandă de radiator de AC, radiator de climă, se zice, cred. Și poi mine îl montăm și posibil joi să vedem clipul ăsta, adică azi. Gata, mă, băieți, avem aici în spate interiorul. Nu prea putem să vedem foarte mult aici în spate, dar ajungem în aproximativ 3 secunde la coastă și o să ne vedem direct de acolo. Haide! A few moments later. Am ajuns la coastă. Ceasul este 9:30. Și acum o să scoatem interiorul din mașină. Așa, și avem aici fețele de uși care sunt full piele și sunt tiplă. Astea o să punem trimurile noastre, cele colantate. Și avem fețele de uși. Bine, sunt ele puțin murdare, dar nu e problemă că facem un detailing. Zac. Aici se vede că sunt impecabile. Chiar arată bine. Bine, mașina de pe care am luat-o, adică le-am luat, este o benzinară și avea kilometri destul de puțin. Și avem aici șezutul de la banchetă și spătarul. Aici cu cotiera. Hai că nu pot. Bam, frumos. Suport de pahare. A, eu aveam de alea de schiuri. Pă bune. Și avem aici scaunele față, care arată bine. Arată puțin aici drumul la bine. Sunt scaunele sport. Hai să vedem cum stăm în ele. Poate mă duc cu ăsta pe spate. Altceva, mă? Dar ți-ar sta bine, ghe. Da, mă, băieți. Și mâine o să le facem un detailing. The next day. Gata, mă, băieți, am revenit la treabă. Suntem la muncă. Se vede acolo. E nouă dimineața. Și astăzi o să curățăm
scaunele. Da. Care arată mega, mega bine. Poate să le suflăm de praf. Apoi aici sunt puțin zgâriate, dar... Da. Mică zgârietul. Dar na, e normal, e totuși o mașină veche. Dar pielea arată impecabil. Doar că e puțin prăfuit acum. Tocmai de asta o să le curățăm puțin. Și pe asta dăm cu o soluție pentru piele de la Chimicar. Și cred că în weekend o să mergem pe la Mircea să ne fac o mică reparație la unul dintre scaune. Eventual poate le și vopsim. Dar vedem. Vedem ce părere are și Adriana despre interior. Ea nu știe cum arată interiorul. Tot m-a întrebat cum arată, cum arată, dar las, o să vezi. Și hai, ce să mai stăm la treabă, hai să le curățăm și să le facem boboc. Gata, băieți, am curățat scaunul. Bine, arăta bine și înainte. I-am mai dat puțin luciu. Nu știu cât o să vadă pe cameră. Arată mega, mega bine. Chiar arată forță, forță. Și acum continuăm cu cel de-al doilea. Facem anchetele și avem și fețele de uși acolo. Abia aștept să le pun pe mașină. Nu mai am răbdare. Haide! Gata, băieți, am curățat și cel de-al doilea scaun. Aici trebuie să mergem la Mircea să facem o mică reparație. Vedeți că are o mică zgârietură aici. Și încă una aici. Și mi-a zis, da, mă, vină la mine că o rezolvăm. Deci trebuie să dăm un fugă și până la perfect finish. După ce mătăm scaunele. Acum să facem banchetele și fetele de uși. A venit ziua cea mare, astăzi montăm interiorul, deci o să scăpăm de vechiul interior, care arată, bă, nu e rupt, doar că e urât, parcă nu are ce să caute pe această mașină. Adică exteriorul arată bine și interiorul arată, na, arată vechi. Tocmai de asta o să montăm nebuniile astea. În prima fază o să începem cu fețele de uși. Dăm toate fețele de uși jos. După o să scoate banchetele, scaunele. O să curățăm și puțin prin interior. Și ce să mai... Hai să dăm drumul la treabă, să nu mai stăm la bordă. Haide! Gata, mă, băieți, am scos pe toate fețele de uși. Da, se vede. Acum o să scoatem scaunele, banchetele. Curățăm puțin mocheta.
și hai să vedem cum o să arate. Eu chiar sunt sigur că o să arate lang. Băi băieți, după câteva ore bune, bine, am dat de niște probleme, a trebuit să refac toată instalația scaunelor. Acesta este scaunul șoferului și ăsta este scaunul pasagerului. Am refăcut instalația complet a la carte. Ce băi, mufe, nebunie. Sunt de lipit alte mufe. Da, și în jur aici. Mizerie, mizerie. Da, am reușit într-un final. Acum o să curăț interiorul, bucheta. Bag un pic aspiratorul, ștergem puțin o soluție specială de tapiserie. Și după aia putem să ne apucăm să montăm interiorul la loc. Gata, mă băie, s-a montat primul scaun. Și aparent funcționește. Și așa. Da, și în jos. Blană. Și acum lăsăm spătarul. Frumos! Acum o să montăm și pe partea cealaltă, punem banchetele, fetele de uși. Bă, Gami, ce de interioare și fete de uși. Da, voi băieți, l-avem aici apărare și care se chinuie și el de ceva timp. La șaptele interiori cu noroc. Păi, Dim? Deci l-ai dat pe ăsta jos? L-a dat pe primul jos, l-a pus pe la roșu. Acum l-a dat pe la roșu jos și îl pune pe la negru. Da, mă, dar arată bine. Da, dacă omiți... Lasă, bun, că e în preparare. Frumos. Căutați. Și vezi că e 12 fața de ușă. Mai nouă ca mașina. Bă, băieți, cam așa arată o mașină cum trebuie. Un N92 corect. Are și oglinzi astea șmecheroase. Din fata oricum arată blană rău de tot. Gata, mă băieți. Avem aici și interiorul. Belea. Fesele de uși. Ne-am chinuit cam ceasul. E 10 jumate. Cred că vreo oră jumate ne-am chinuit să punem fețele de uși. Acum trebuie să mergem să facem și noi un detailing frumos. Bă, s-a schimbat mașina. Chiar s-a schimbat. Doar că acum trebuie să facem, cum am zis, detailingul ăla. Cred că o să mergem direct la Mircea. Mircea, dacă vezi clipul ăsta, adică sigur îl vezi, pregătește-te că venim la tine. Deci o să mergem la Perfect Finish. Și cam ăsta a fost clipul de astăzi. Vreau să scrieți chiar acum în secțiunea de comentarii ce interioare preferați. Piele, alcantara sau textil. Ciao, ne vedem data viitoare și aici mai aveți niște clipuri cu ieșezeciu.